Un bărbat de 60 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de pe scheletul metalic al unei parcări din cartierul Clujan, Iris. Bărbatul vopsea structura de la intrarea într-o parcare subterană de pe strada Oașului. Cumnatul său cu care lucra la acel schelet a fost cel care a alertat autoritățile. În jurul orei 14, poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată despre faptul că pe strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca o persoană a căzut de la înălțime de pe o schelă. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, au constatat că cele sesizate se confirmă. În caz este vorba despre un bărbat care lucra pe o schelă alături de altă persoană. Într-un moment de neatenție, bărbatul a căzut de la o înălțime aproximativă de 4 metri, suferind leziuni corporale și a fost transportat la unitatea de primiri urgențe pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii fac în continuare cercetări pentru a clarifica toate aspectele care au dus la producerea acestui incident. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă vor face și ei verificări în legătură cu acest caz.